Din dragoste pentru copii, o învățătoare dintr-un sat uitat de lume din Botoșani și-a transformat casa în grădiniță și școală. Copiii bat la poartă în fiecare zi ca să învețe să scrie, să citească și să socotească. Dacă nu le-ar deschide, elevii ar trebui să meargă cel puțin 20 de kilometri până la cea mai apropiată școală. Folosiți culori diferite, pentru că am spus că e un personaj imaginar. Uite ce personaj! Ia să vedem. La câteva zeci de kilometri de civilizație, într-o cabană călduroasă din lemn, patru copii învață să deseneze, să scrie și să citească. Doi dintre ei au tremurat de frig în școala din sat înainte să fie desființată și de când au intrat pentru prima dată în casa învățătoarei, nu-și mai doresc să învețe într-o instituție de stat. Mi-am dus un calorifer de acasă și își țineau picioarele între elemente de la calorifer, în pauze. Școala foarte veche, din 1938, a început să cadă tavanul. Frigul de toamna și până primăvara, aici iarna e lungă, de toamna, de când începe să fie frig și până primăvara, foarte frig. Tocmai de asta Ionela Păcurara a decis să mute cursurile în casa ei, iar momentul nu putea fi mai potrivit. Cea mai apropiată școală funcțională se află acum la 20 de kilometri de sat. Iarna câteodată, când ninge, nu mai poți ieși nici în cea parte spre Dorna, nici spre Broșteni. Nu-și permite nimeni să meargă cu mașina până în Broșteni fiecare zi. Faptul că îi aduc chiar în casă la mine, e doar o familie mai mare. Doamna învățătoare s-a oferit, acești patru copii erau sacrificați. Se comportă exact ca la școală, în afară de cel mai mic. Cel mai mic are tentația să se joace mai mult. Copiii au catalog exact ca la școală și sunt evaluați ca într-o instituție de stat. Au și materii preferate. Avem ghiozdanele, avem teme pentru acasă. Ca la școală, deci nu ne plângem. Foarte îndrăgostiți de limba engleză. Limba engleză tot eu fac cu ei. Acum ce faci? Ce evaluare la ce ai? La matematică. La matematică? E grea matematica? Da. Care este materia ta preferată? Română. Copiii pot învăța în casa Ionelei Păcurar până când vor ajunge în clasa a 5-a. Atunci vor trebui să facă naveta până în Broșteni, unde e cea mai apropiată școală, sau să se mute acolo în chirie.